La capătul suliței. Capitolul 2. Aproape am ajuns, spuse bărbatul Vaodani, în timp ce trăgea canoia improvizată printr-o zonă îngustă a râului Curarai din Ecuador. Steve Saint și-a ridicat picioarele și s-a plecat înainte. Și-a protejat ochii de soarele puternic tropical. Era nerăbdător să vadă ce găsiseră bărbații Vaodani în timp ce pescuiau și căutau ouă de broaște țestoasă. Acolo, arăta bărbatul Vaodani. Steve a aruncat o privire și a sărit din canoe. A alergat prin apa mică până a ajuns pe malul râului. Înaintea lui se afla un morman de cabluri și tuburi ruginite. S-a aplecat și a luat în mână ceva ce semăna cu o manetă maro. Era maneta de la avion. Mintea și inima lui au început să bată puternic la această descoperire. Fiul lui Steve era și el venit cu ei. Tată, chiar ăsta e? Întrebase el în timp ce alerga pe nisip. Fiul lui Steve se numea Jamie. Acestea sunt părți din același avion pe care le-am văzut în pozele vechi de acasă? Da, a spus Steve. Acesta a fost avionul tatălui meu pe când era pilot misionar aici, în jungla amazoniană, cu 38 de ani în urmă. Steve a apăsat frâna ruginită și o picătură de lichid negru a căzut pe pământ. 38 de ani, s-a gândit el, simțind un junghi de durere în inimă. Avusese aproape 5 ani când avionul galben deschis al tatălui său își luase zborul de pe pista locației de misiune și aterizase pentru ultima dată pe acest mal îndepărtat unde se aflau ei acum. Spre deosebire de celelalte zboruri în pădurea tropicală, de acea dată avionul nu îl dusese înapoi pe tatăl său, Nate Saint, și nici pe cei 4 prieteni misionari, Jim, Ed, Pete și Roger. Când avionul nu s-a mai întors, o echipă de salvare a plecat în căutarea lor și i-a găsit plutind pe râu, după ce fuseseră uciși cu sulițele de către Vaodani, cărora încercaseră să le spună despre Isus. Steve și-a trecut degetele peste rămășițele a ceea ce fusese odată avionul galben, Henry 56, al tatălui său. A spus o rugăciune scurtă și Dumnezeul care devenise mântuitorul lui încă de când era un copil, l-a mângâiat încă o dată. Uneori a fost greu să crească fără un tată alături de el, dar Steve a găsit niște bărbați vaodanii pe care îi respecta, războinici ale căror inimi fusese răschimbate de Domnul Iisus. Mătușa lui Steve, Rachel, ascultase chemarea lui Dumnezeu de a merge în junglă și de a-i învăța pe Vaodani cum să meargă pe calea lui Dumnezeu. Minkaie, unul dintre oamenii care l-au ucis pe tatăl lui Steve, a devenit în mod miraculos ca un tată pentru el. Minkaie îi dăduse lui Steve chiar un nume de trib, Babae, și îl învățase să facă lucruri pe care le făceau băieții Vaodani. Cum să prindă un hamac, cum să găsească porci mistreți și cum să vâneze maimuțe cu doar un tub de suflat și săgeți. Vrea babaie asta? O voce tânără i-a întrerupt șirul gândurilor lui Steve. A privit în sus și a văzut un băiat Vaodani care ținea în mână o bucată de aluminiu pe care o găsise în râu. Steve și-a oprit privirea asupra cuvântului Piper, de pe bucata de metal și a știut că are în față un miracol. Era inscripția de pe avionul tatălui său. Cum de nu a luat apa până acum această plăcuță? L-a întrebat Jamie pe tatăl lui. Nu știu, a răspuns Steve gânditor. Această bucată ușoară de metal ar trebui să fi fost dusă pe râul Amazon până în Oceanul Atlantic, cu cel puțin 30 de ani în urmă. Dumnezeu trebuie să aibă un plan. De ce? Luni de zile după întoarcerea lui în state, Steve încă se gândea la acea experiență. Când a murit mătușa lui, Rachel, o traducătoare misionară a Bibliei pentru Vaodani, Steve a făcut o altă călătorie în satul din junglă.
Tonampade, în satul Tonampade, aproape de Palm Beach. După înmormântarea mătușii Rachel, unul dintre bărbații vaudeani i-a dat lui Steve un tub de suflat și a arătat înspre o pasăre moartă dintr-un copac. Steve se gândi, nu am făcut asta de foarte mult timp. Așa că a introdus săgeata în tub și a îndreptat tubul lung de 2 metri spre gură. Nu avea nicio șansă să refuze provocarea de altfel. Așadar, a luat o gură adâncă de aer și a umflat obrajii și apoi a suflat cu toată puterea lui. A lovit-o! A lovit-o! A strigat Mincaie sărind de bucurie. Steve era mai surprins decât toți. A înmânat tubul înapoi proprietarului. Dar tu? A întrebat el cu un zâmbet în timp ce se alătura celorlalți vaudani în bucătăria lui Daiume pentru a savura o masă de porc mistreț și manioc. După ce au terminat toți de mâncat, Mincaie s-a ridicat și a spus: cu mulți ani în urmă, tatălui Babaie, Nate Sand, a venit la noi cu o albină de lemn uriașă și galbenă. A adus daruri și a dorit să ne vorbească despre Dumnezeul lor, Creator. Dar cineva a spus o minciună despre misionari. Fiind speriați și furioși, am decis să-i omorâm cu sulițele pe malul râului. Steve asculta cu mare atenție. Apoi a venit mătușa lui Babaie, Rachel. Noi îi spuneam Nemo. Ea a adus scrierile Dumnezeului Creator, Biblia, și ne-a învățat cum să trăim bine. Acum Nemo s-a dus în cer, la locul lui Dumnezeu, iar noi am îngropat-o astăzi. Acum trebuie să ne învățăm tinerii cum să trăiască bine. Vom învăța obiceiurile străinilor și cum să folosim instrumentele și medicamentele lor. Cine ne va învăța cum să facem toate acestea pentru noi? Cine ne va ajuta să îndrumăm mai mulți oameni pe calea lui Dumnezeu? Când Mincaie s-a așezat, Steve a realizat că toți priveau înspre el. Într-un final, Dawa, bunica de trib a lui Steve, a spus: Babaie, vrem să vii și să locuiești aici cu noi. Capul lui Steve parcă se învârtea. Chiar am auzit asta? Se gândea el. Păi, a spus el cu grijă, puteți trimite un mesaj oricând aveți nevoie de mine și eu voi veni să vă vizitez. Bunica Dawa a ridicat degetul și l-a certat. Babaie, Babaie, nu ai înțeles bine. Vrem să-ți spunem să-ți aduci aici și familia. Vino să trăiești cu noi, făcând parte din trib. Ce zici? Steve a privit înspre frunzele imense din pădurea tropicală și își dorea să poată fugi și să se ascundă printre ele. Își petrecuse peste 20 de ani construindu-și o viață în Statele Unite. Avea o afacere în Florida și familia lui o ducea bine acolo. Ce ar zice acum soția lui Ginny despre mutatul în junglă? Voi vorbi cu Dumnezeu și cu familia mea, a spus Steve încet. Dacă Dumnezeu și familia mea nu au nimic împotrivă, atunci vom veni. Bunica Dawa a zâmbit. Eu am vorbit deja cu Dumnezeu și știu că nu are nimic împotrivă. Steve simțea că trebuie să iasă din Tonampade și să vorbească despre altceva. Așadar, a decis să facă o drumeție prin junglă și să-i spună bătrânului războinic, Jikita, că mătușa Rachel murise. L-a rugat pe Mincaie să-l însoțească, gândindu-se: acum că Mincaie este mai în vârstă, voi putea în sfârșit să țin pasul cu el. Dar până când au ajuns în vârful primei creste de munte, mușchii neantrenați a lui Steve au început deja să-i dea dureri. Mincaie, a spus el gâfâind, poți să-mi duci, te rog, rucsacul. Când au ajuns într-un final la coliba lui Jikita, Steve era extenuat. Nu același lucru se putea spune însă despre Mincaie. Steve s-a prăbușit în hamacul lui Jikita și a băut rapid o ploscă cu băutură de banane.
Când și-a tras răsuflarea, i-a spus lui Gichita despre moartea lui Rachel și despre înmormântare. Bătrânul războinic a păstrat un moment de liniște înainte să spună: sunt bătrân și voi muri și eu curând. Eu zic să vii tu aici și să ne înveți tinerii cum să trăiască bine. Nu te-am învățat și noi cum să mergi pe calea lui Dumnezeu când erai mic? Nu te-am protejat și ocrotit noi? Oh, nu și tu, se gândea Steve în gândul lui. Și de ce ar trebui să fie protejați niște bătrâni războinici ca Gichita și Mincaie? El se protejeze acum pe acești războinici? El să-i învețe pe ei? În drumul lor, înapoi prin junglă, Steve a auzit un avion care ateriza în fața lor, la Tonampade. Nu voia să piardă zborul, așa că a alergat înspre pistă, dar avionul nu era pentru el, ci adusese un grup de turiști. Ce faceți aici? I-a întrebat Steve. Am venit să vedem locul în care un trib sălbatic i-a omorât pe cei 5 misionari cu mulți ani în urmă, au spus ei nerăbdător. Acesta e unul dintre ei, au spus ei arătând înspre Mincaie. Steve s-a enervat atât de tare încât își simțea fața arzând. S-a gândit. Cum a ajuns să fie un loc de vizitare așa? Nimănui n-ar trebui să-i fie permis să vină și să-mi trateze familia așa în junglă. Poate că vaudanii chiar au nevoie de ajutorul meu. Oare chiar ar trebui să vin aici la ei să-i învăț și să-i protejez? După ce Steve s-a întors în Florida, știa că trebuia să vorbească cu familia lui despre propunerea vaudanilor. Dar în timp ce se pregătea să-și adune familia, a auzit un țipăt din camera de zi. A alergat pe hol și a găsit-o pe fiica lui Stephanie stând în picioare pe canapia, cu o mână la gură și cu cealaltă fluturând în aer cu disperare. Pe covor se perindea un gândac mare și urât, precum cei care se cațără în palmieri în Florida și intră în casele oamenilor. Jamie, Jesse și Sean o auziseră și ei pe sora lor țipând și încercau să prindă insecta maro strălucitoare. Toți se distrau. Dar Steve se gândea, oh, nu, cum vor reacționa Stephanie și băieții când vor auzi de posibilitatea mutării într-un loc plin de gândaci de mărimea mâinii, tarantule imense și lilieci, vampiri care încearcă să-ți roade degetele de la picioare în timp ce dormi. Steve a respirat adânc și a împărtășit vestea cu familia lui. Bun, să mergem, a strigat Jesse. Da, a strigat Sean și Jamie. Ce l-a șocat pe Steve a fost că Stephanie a sărit și ea imediat și a început să bată din palme și să strige. Da, da, tată, promitem că vom merge. Viața aici este atât de plictisitoare. Cu toate acestea, Steve putea vedea frica din ochii lui Jamie. Era sigur că știa la ce se gândea ea. Cum voi putea fi o mamă bună într-un loc pe care nu-l înțeleg? Un loc fără cabinete medicale, fără magazine alimentare, fără apă curentă sau telefoane? Cum voi ține laptele la rece, de exemplu, fără frigider? Sau să spăl hainele fără mașină de spălat? Înainte să ia decizia finală de a se muta împreună cu vaudanii, Steve și Jeannie au mers într-o perioadă de probă. Aceștia au zburat la Ecuador și au petrecut câteva zile împreună cu vaudanii. În timp ce se plimbau prin junglă, Ginny era copleșită de gândul de a lăsa în urmă lucruri pe care le folosea în fiecare zi și de ideea de a fi mamă într-un loc pe care nu îl înțelegea. Dar mai era ceva care o îngrijora. Ce aș putea face eu pentru a-i ajuta pe vaudanii? Steve, spune-mi, cu ce pot eu să-i ajut? Într-o seară, Dumnezeu a răspuns la întrebarea lui Ginny în timp ce stătea în casa lui Vaegongi și asculta cum vaudanii fredonau versurile unei cântări de copii pe care ea îi învățase. Faraon, faraon, o lasă în poporul să plece. Vaudanii au rugat-o să le mai cânte, iar Ginny cânta una după alta cu vocea ei frumoasă.
Mai târziu, în acea noapte, Ginny a zâmbit soțului ei și a spus: Steve, cred că am descoperit un lucru mic pe care pot să-l fac pentru Vaudani. Pot să-i învăț să cânte și lor le place atât de mult să cânte. Nu sunt încă împăcată cu trăitul în junglă, dar încep să cred că asta e calea pe care a trasat-o Dumnezeu pentru viețile noastre. Atunci când ai găsit avionul tatălui tău după 38 de ani și ai adus acasă acea plăcuță cu scrisul Piper, știam că urmează să se întâmple ceva. Nu știam atunci ce, dar acum știu. Dumnezeu vrea să ne mutăm în junglă. Haide să ne încredem El și să îl urmăm oriunde ne duce pe calea Lui. Dar tu, copile, te încrezi tu în Dumnezeu pentru viața ta? Crezi tu că Dumnezeu, Creatorul care te-a făcut, are un plan pentru tine? Uneori poate să fie planuri surpriză care îți întorc întreaga viață peste cap. Dar tot ceea ce vine din mâna Lui este bun. Acestea pot să fie momente de provocare pentru viața ta, dar deseori te ajută să înveți să te încrezi în El cu toată ființa ta. Lasă-te pe brațul Lui și hotărăște să mergi pe calea trasată de El. Domnul să-ți ajute!